Bine ați venit, dragii mei scorpioni, la previziunile pentru următoarea săptămână, 11-17 iulie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din Zodia Scorpion, cât și pentru cei care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Iar pentru cei care vă doriți o analiză cu mai multe detalii, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Dragii mei scorpioni, în primul rând, din punct de vedere astrologic, avem o lună plină în semnul Capricornului, iar asta înseamnă pentru voi o activare a axei 3,9, deci activarea axei distanțelor, drumurilor. Posibil, unii scorpioni, să fi început anumite lucruri undeva prin ianuarie, iar acum. În sfârșit, să culegeți roadele acum, în sfârșit, să faceți ca lucrurile să funcționeze, bineînțeles că poate fi ceva ce ține de casa voastră, de a vă muta, de a vă reloca. De ce nu și este un moment bun uh, pentru scorpion să-și mai schimbe puțin vecinii anturajul. Poate să fie vorba de o înțelegere cu o persoană dragă vouă sau cu o persoană din familie pentru unii dintre voi. Deci ați început cumva această discuție undeva prin luna ianuarie, ca să spun, pentru unii. Și acum în sfârșit o puteți finaliza și mai mult decât atât vă puteți elibera, dragii mei scorpioni. Acum este momentul vostru, ca să spun așa de asemenea, în această săptămână Uranus face o conjuncție cu nodul nord și o să rămână așa o perioadă. Era asta pentru voi înseamnă axa rela o, înseamnă o casă a relațiilor, nu o axă. Dar am rămas mirată pentru că în cele mai multe cazuri, cei mai mulți scorpioni acum pot încheia o asociere, un contract, un parteneriat, o relație puteți să finalizați un proiect puteți să vă căsătoriți, puteți să divorțați. Deci acum scorpionii au parte de tot felul de surprize din acest punct de vedere. Însă vedeți că aici în casa a șaptea se află și Marte, tatăl vostru. Care agită puțin spiritele, iar în unele cazuri este posibil să fie vorba de o decizie ceva mai ciudată, da, ușor mai agresivă. Pe de o parte, pe de altă parte, este un moment bun pentru voi să vă impuneți, să spuneți ce vă doriți, să vă cereți drepturile. De ce nu? Mai ales dacă este o situație care ține de zona locului de muncă. Atenție și pe zona sănătății în aceste. Uh, relație agitată pentru că vă pot afecta pe de o parte, da? nu pentru toți scorpionii. Bun, haideți să vedem o carte oracol pentru voi. săptămână foarte interesantă pentru Scorpion. Este ca și cum unii sunteți pregătiți să faceți niște schimbări atât de mari încât, nu știu, să vă schimbați casa, să vă schimbați țara în care trăiți, să schimbați familia. Oricum este o săptămână în care voi sunteți foarte mult concentrați pe tot ce ține de casa voastră, pe tot ce ține de persoanele apropiate vouă. Aici lucrurile sunt destul de intense, ca să spun așa, din punct de vedere astrologic. Dar să vedem și ce ne spun cărțile. Mesajul pentru voi este să fiți sălbatici, să faceți ceea ce simțiți, să vă exprimați emoțiile. Asta este foarte important pentru voi. să arătați celorlalți ce simțiți, ce părere aveți. A ieșit un mesaj singur și am mai extras eu câteva și avem elementul apă, deci puteți avea legătură cu un alt scorpion, cu zodia pești, cu zodia rac, dar mesajul este realizarea dorințelor. Dragi scorpioni, se pot realiza anumite dorințe în această săptămână. Apoi aveți luna august, deci numărul 8 important pentru voi și o legătură cu zodia leu sau cu zodia fecioară. Mesajul ești lăudat, onorat. Numărul 8 iarăși important pentru voi. Deci multă putere pentru scorpion în această săptămână. Reușiți să ieșiți învingători dintr-o situație. Apoi aveți uh, pentru tine o împlinire, numărul 5, care este numărul schimbării și care uh, vă oferă un moment de eliberare și vă spune acum, acum este momentul. Și ultimul mesaj este destin și trăiește, deci scorpionii trebuie să trăiască foarte intens acest moment această săptămână și de ce nu, așa cum v-am spus, vă puteți elibera dintr-o situație mai puțin plăcută. Să vedem mai departe ce părere are și tarotul uh, pentru această săptămână. Analizez relația dintre tine și o anumită persoană, sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. Regina de monede: 8 de băte, regele de băte, 7 de cupe. 7 de monede, 3 de cupe și steaua. Energia generală pentru scorpion este regele de spade. Regele de spade, regina de monede. Voi aici clarificați ceva și poate să fie vorba, atenție, de o discuție pe care o aveți cu cineva total neașteptată care vă ajută să clarificați o problemă care ține de bani, o sumă mare de bani, o casă, o mașină, un loc de muncă, un proiect, o firmă, ceva. Regele de spade poate să însemne și o persoană care se ocupă cu actele sau uh, o instituție, da? uh, Unii scorpioni pot apela la un expert în această zonă pentru a fi ajutați, pentru a fi ghidați. 8 de bâte în mintea voastră. Sunteți foarte comunicativi, vă exprimați foarte multe emoțiile și este o săptămână în care scorpionii reușesc să se înalțe, reușesc să spună lucrurilor pe nume. Multă pasiune văd aici pentru voi, pe de o parte, pe de altă parte, este vorba de o dorință pe care voi o aveți și care acum poate să devină realitate și are legătură cu zona voastră profesională sau cu modul în care sunteți voi văzuți în lume. Da. Apoi uh, regele de băte în inima voastră. Aveți aici o persoană foarte pasională, foarte dulce, foarte iubitoare, care vă ajută, care vă sprijină. Puteți să primiți o veste bună aici care ține de o afacere de familie sau de o afacere pe care o are o persoană apropiată vouă. Aici puteți să negociați ceva în legătură, v-am spus, cu o casă, cu o mașină, cu o lucrare în casă, cu ceva ce costă mult, iarăși. Iar pentru bărbați să știți că este o săptămână în care sunteți mult mai pasionali decât de obicei, de asemenea. 7 de cupe la baza manifestărilor voastre. Atenție puțin, dragi scorpioni, pe zona aceasta a iluziilor, pentru că este un moment special pentru voi. Da? Șaptele ăsta de cupe chiar vine și vă ajută să vă ridicați vibrația. Deci poate aveți și multe opțiuni în jurul vostru în această săptămână, în alte cazuri. Parcă trăiți viața din plin. Șapte de monede în exterior. Aici cineva stă și așteaptă niște bani, sau este o persoană care tot privește spre trecut. Cineva care tot a evitat sau evită să ia o decizie. Apoi aveți trei de monede, uh, nu, trei de cupe ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți. O persoană foarte dulce, iubitoare, văd aici, și o eventuală bucurie pentru casa voastră, o petrecere, o întâlnire, ceva se întâmplă aici. Poate avea legătură cu o înțelegere pe care reușiți să o faceți cu cineva. Apoi, arcana majoră, steaua ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți. Cineva. Se ghidează după uh, vorbele voastre, o speranță pe care voi o aveți în legătură cu uh, locul de muncă sau în legătură cu modul în care voi sunteți văzuți în lume, cu cariera voastră, acum se poate îndeplini, dragii mei scorpioni. O dorință devine realitate. Iarăși. Poate unii aveți legătură cu străinătatea, cu internetul, sau, cine știe, acum puteți clarifica lucrurile într-o relație veche, într-o relație în care lucrurile nu mai funcționau. Dar, repet, apare un element de noutate pe zona profesională, sau vă dă cineva o idee, și de acolo scorpionii acționează. În continuare, vreau să clarific toate aceste mesaje cu acest tarot, iar pentru cei care vă doriți o astfel de analiză, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Această calitate de membru vă asigură acces la toate citirile bonus pentru toate semnele zodiacale, pentru citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună, pentru citirile din acest an 2022. Aveți acces la sute de filmări acolo în comunitate, așa că vă invit cu drag să vă alăturați. Dragii mei scorpioni, vă doresc o săptămână cât mai frumoasă în care să vi se realizeze dorințele, dar pe final vă ofer și un sfat și anume încercați totuși să fiți cât se poate de rațional și încercați să vă bucurați de tot ceea ce se întâmplă. Da, nu, nu vă faceți foarte mari iluzii, luați lucrurile ca atare și bucurați-vă că acum este momentul vostru. Vă îmbrățișez și vă doresc o săptămână cât mai frumoasă. Nu uitați să apăsați butonul de like, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul abonează-te, funcții gratuite pentru toți și de asemenea vă aștept și la tarotul zilnic pe Zodii. V-am pupat!